iunie a anului curent, ședință întrunită în conformitate cu articolul 39 alineatul 1 din legea 215 a administrației publice locale și prin dispoziția primară numărul 219 din 2017. Ședința este statutară, suntem prezenți un număr de 12 consilieri din 15 aleși, deci putem desfășura în bune condiții și legale activitatea de astăzi. Constat că lipsește doamna Ciocan Monica, care mi-a transmis telefonic, urmând să depună un certificat medical privind faptul că are rujeulă. Domnul Marica Costică, a cărui situație o cunoașteți și vă întreb dacă și astăzi îl învoiți sau îl considerăm nemotivat. Domnul Marica Costică, nemotivat sau motivat? Am voit să-l motivat până când am luat în locul, până când mă dădeam chiar cineva. Domnul Pașcu Vasile, a cărui motiv de nevoie. Petru vine pe jos, știu că. Am înțeles. Așa cum v-am înaintat în materiale de ședință, s-a terminat perioada pentru care domnul Vărlan Costică a fost ales președinte de ședință și cred că a făcut un serviciu extra cu 6 luni. Și e timpul să-l scutim de sarcina asta, că am apărut și niște ambiguități ale legii în vigoare. Am început să funcționăm prin ordonanță de urgență și nu-i bine. Și vă propun să nominalizați un președinte de ședință pentru lunile iunie, iulie, august 2017. Domnul Tătaru. E domnul Marius Vișanu ăsta. Domnul Tătaru propune pe domnul Vișanu. Da, eu ziceam că avem un an acum, nu trecut, numai din părătea s-a fost, fii și de la PSD. Dacă nu-ți mai spunea, dacă nu vreau să știam, lasă Marius Vișan, s-a propus. Păi da, să rămână. Mai sunt alte propuneri referitoare la legea președinției de ședință? Nu, supune, atât. Vă rog să votați propunerea domnului Tătaru. Vă rog să scris, nu e scris acasă, nu e scris acasă. Acasă, nu e scris, mă bat cu mine. Domnul președinte de ședință. Cuvântul. Da, mulțumim. Începem ședința. Bun bine de zi. Primul proiect l-am derulat cu alegerea președintelui. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 30.05.2017 și extraordinară din 30.05.2017. Când ajunge în spate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării firmei serviciului public local de gospodărie comunală Burava ISL. Da. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere dintre Comuna Guravăi și firma în curs de înființare serviciului public local de gospodărie comunală Guravăi SRD. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizației de consilier local ca urmare a majorării indemnizației primarului. 6. Diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. În anumitate. Mergem la punctul 2, că punctul 2 l-ați dezbătut deja. Punctul 1 l-ați dezbătut deja. Privind aprobarea procesului verbal și ședințelor. Sunteți de acord, nu mai citim ședințele anterioare. Vi l-am comunicat la timp. Dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal. Nu, acolo spuneam la cu problema cu doamna directoare, a cerut acolo primele, ne-am trecut bursă și au cerut prima acolo. I-am explicat, doamna înainte, dacă o duc și la Berlin și mi-a explicat de 100 de ori tot degeaba. Capitolul bugetar 6502 scrie clar. Învățământ bursă. Nu poți să scriu numai învățământ că vrea doamna Enache. Sau nu poți scriu numai bursă că vrea doamna Enache. Dacă nu, să citească legea. Nu că vrea doamna Enache, ce vrea ea. Ea vrea la ea acasă, dar când este vorba de administrație publică locală, nu dictează ea. Așa trebuie scris, așa am scris. Și este legal conform legii. Așa am dat și în anii din urmă. Cum când era doamna director Chiere să putea pe același capitol bugetar, că ea tot învățământ bursă, să spică că e doamna Elena și s-o găstea disteaptă acum. Îi face de rușine comuna asta, că e singura comună care nu are parteneriat între școală și UNICEF. Când îi spui, îi spui degeaba. Da, atât. Are asta. Dacă mai este alte obiecțiuni la procesele verbale înaintate, spuneți pe probabil. Suverenul la vot? Da. Pentru... trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării firmei serviciului public local de gospodărie comunală Guravăi SRD. Înainte de a intra în proiectul de hotărâre pe care la veșinare vreau să citim atât
atâtea legi invocate și atâtea proiecte le aveți în material, vreau să vi-l prezinte domnul Marco. Dânsul a fost propus de către conducere ca administrator acestui serviciu public local de gospodărie comunală. O să las pe dânsul să se prezinte, pentru că știe mai multe despre dânsul, asta e clar. Pe scurt, domnul Marco. Pe scurt, am 40 de ani, sunt însurat, am familie, am copil. Deci, zic că sunt un om destul de serios ca să-mi văd de treabă și să derulez activități în folosul comunității. Am experiență pe parte juridic de vreo 17 ani. În ultimii 10 ani am lucrat la Termon CT, am fost consilier juridic, m-am ocupat diverse probleme, avizia NRSC, autorizări, contract de delegare a gestiunii, recuperare debitori clienți și alte chestii pe care le-am desfășurat împreună cu primăria Onești. Ideea este în felul următor. Nu am venit aici neapărat pentru a decât pentru a face ceva în folosul comunității. Adică dacă acest proiect impune, să zicem, o chestie foarte serioasă, pentru că după înființarea societății vor trebui obținute niște avize ANRSC, vor trebui obținute niște proceduri de avizare. Eu cred că, având experiență în acest domeniu, pot ajuta cu această problemă. Această societate, oricum, deși eu ca administrat mă ocup de problemele curente, sunt anumite chestii pe care nu le pot face singur. Adică, ea fiind înființată pe legea 215, sunt niște atribuții ale primarului care este coordonator și conducător al serviciilor publice locale. Sunt niște atribuții ale Consiliului Local pe care eu trebuie să țin cont. Împreună cu factorii de specialitate, voi propune tot ce trebuie spre avizare, pentru că eu propun ceea ce este necesar pentru Consiliul Local pentru aprobare. Și eu cred că poate fi o colaborare bună din tot ce este. Ulterior, această problemă va presupune și stabilirea în momentul de față, după ce se va derula această procedură, avizare, ANRSC, contract de delegare a gestiunii, preluare, rețea, apă potabilă, după aia am înțeles că sunt niște planuri și pentru canalizare, ceea ce este foarte bine, pentru că o comună adevărată trebuie să aibă și așa ceva. Cu timpul vor trebui discutați și niște indicatori de performanță, după ce se va ajunge sau ca societatea să aibă un bilanț contabil pozitiv. Aici mi-aș permite să fac o completare. Dânsul a trecut subțint 17 ani consilier juridic. Deci poate reprezenta în instanță acea societate pe care noi înființăm. Poate executa silit pe cei care vor fi repălati sau să ia măsurile, deci nu va mai fi nevoie să intervine Consiliul Local sau primar. Deci va fi cu absolut toate acreditările necesare de să-și o activitate la nivelul pe care noi îl așteptăm și să ducă la îndeplinire, practic, ceea ce vrem noi să facem, să distribuim apă cetățenilor din comună și ca tot cetățenii să beneficieze de alimentare cu apă, canalizare și după aia alte activități, cum ar fi, ar vrea să preia și baza sportivă, sper să construim balonul și atunci asta înseamnă altceva. Cu timpul poate vom vedea dacă va fi nevoie din altul public, dar asta este deocamdată viitorul. Prezentul este doar unul. Deja prin sat, din poartă în poartă, Pătrășcan și Buravăi, o echipă de 3 persoane, Butuc, Ionuț Apostol și domnul inspector de urbanism Panțăru, bat din poartă în poartă și se și fac precontracte legate de racordare, la care taxa cotiză o nopastă. La care taxa de racordare va fi de 500 de lei. Să știți că chiar sunt așa impresionat, oamenii chiar se vor racorda. Mă gândeam că vor fi reticențe, nu? De exemplu, am întâlnit cazul în care a trecut peste familia respectivă și mafia și a spus, domnule, nu mă racordez,
până nu-mi intre băiatul sau fata, că mai au rămas mai mult de bătrâni sau nu l-au găsit acasă, imediat. A doua zi au venit la primărie. Domnul primar, vreau să mă racordez. Toți sunt înștiințați, vor ști care este taxa de racordare, totul transparent. Dacă... Ce sudirea e ala de m-am luat de lucru sau cum totul au... Faceți? Ce sudirea e? 500 de lei. Pentru că te branșezi. Pentru branșare. Da. Cu contoar. Nu, contoarul este... Avem apometru. Apometru este montat. Când vrei să te instalezi la el. Apometru, o secundă. E dat drumul apă. Măi, un material și astea le plătești, măi. Nu, stați să vă spun. Domnul Carn a absolvit, vă dau răspunsul. Domnul Carn, până la limită proprietate, practic vasul care se instala, nu, la limită proprietate privată, la poarta omului. Vasul în care sunt instalate apometru, lentilele, clapeții pentru distrugere, nu sunt ramificări de la lui. Face primăria aia, sunt 1400 de lei. Da. Face primăria gratuit. Dar în momentul când se racordează, asta spune legea, se vor acorda pe baza unei sume. Chiar dacă vom stabili, chiar în două rate, care sunt mai bătrâni, care nu au posibilitatea o pensie mai mică, în două, trei rate, da? Ei, din suma aia, 500 de lei, am stabilit de la început, se vor plăti cei trei angajați ai serviciul de alimentare cu apă. Asta este. Dacă sunt 400 de racorduri minime, noi avem aproape 500, vom fi în final, da? Se vor acorda 400, să spunem așa, la socoteală simplă, 400 ori 500 de lei, fac 200 de mii, 2 miliarde, de acolo înseamnă salariul de 2 ani la cei 3 salariați, da? În afară de surplusul care va fi un leu sau când bănuți, la metru cub de apă, de la 3,76 cât luăm noi de la Valea Udri, va fi 5 lei la 1000 de litri de apă, da? Cam așa. Sper că vă mulțumesc. Asta sunt calcule în general. Da. Momentan vorbim de... Că n-am întrebat ce înseamnă branșarea. Branșarea poate să o facă. Domnul secretar, poate să facă cu cine vrea branșarea. Domnul secretar, ascultați-mă. Deci asta înseamnă, această taxă practică înseamnă de băgat în baza date a primăriei că este înregistrat acolo, ca să fim foarte bine înțeleși. Și dat drumul la apă. Înregistrat. Și dat drumul la apă. Dat drumul la apă. Atât. Nu intervine primăria cu materiale să-i pună noi în cineva. Nu există așa ceva, da. Pentru faptul deci, că... faptul că îi se deschide robinetul. Sigur că da. Faptul că îi se deschide robinetul. Sigur că da. Și eu dacă îmi fac eu, trebuie să mai dau bani. Tot n-ai înțeles. Obligator. Dai bani oricând. Pentru că se deschide vana. E o taxă de... Ca să deschizi vana, trebuie 500 lei. Corect. Asta da, o să vină și le-a mai închis niciodată, ca să nu mai dai altceva. Sunt chestii ulterioare care vor fi stabilite de regulamentul de organizare și funcționare, taxe, tot propuse Consiliul Local spre aprobare și rezultate în urma unor calcule contabile. Momentan vorbim doar de înființarea firmei. Tot înființarea firmei, ca suntem demara. Aceasta. Dacă vă aduceți aminte, articolul 1 din hotărârea Consiliului Local 21, care am dat-o în luna trecută, specifică foarte clar că această firmă se autofinanțează din surse proprii. Nu primește niciun leu la bugetul local. Nu poate presta activități pentru primăria comunei Gulavăi pentru care să fie plătit. Reține, foarte important, nu confundați cu SCDPP SRL. Nu avem nicio treabă cu aia, nu? Nu. Să votăm școața și nici că altă n-am lichidat-o, dracu, nici ce face? E lichidată, da. Este desfințată la Camera de Comerț și Industrie, mai avem un proces cu Vasiliu și o să terminăm școața. Efectiv, din ce încasează, de acolo supraviețuiești. Ce se va întâmpla în momentul când nu se va încasa? Cu adică nu se încasă. Treaba lor. Se închide robinetul, care-i problemă? 50% tot ea. Dar de unde e valo? Din aia 500, că aia are la racordare, nu? Da. Și în momentul când într-o lună n-a plătit, la final de lună când se citește contoarul, nu? Nu le închide. Noi vorbeam de exact ca la ele. Înființă societatea asta de cu 5 și pe altă n-am lichidat-o. Nu, e lichidat, am dat răspunsul. Este lichidat la Camera de Comerț și Industrie, avem toate ce se... Tot, ok. Colarul trebuie făcut ceva, că n-a făcut atâta investiții fără să facem o... Și nu se poate da drumul la apă fără să ai serviciu. Da. Noi discutam aici, a discos postul la concurs. Acum să înțeleg că este și un concurs. Sau vine domnul exact, a venit cum vine domnul Vasiliu, cum a venit recomandat de domnul Antoche și ne povenim că vreo 2 ani și trebuie să-i dăm vreo, nu știu, câți bani. Aici e o problemă. Recomandările, știți, sunt. Eu, o să vă dau eu încredere nu prea mai avem, că noi ne-am izbit de lucrul ăsta. Domnul Florin,
Inițial am vorbit de un serviciu în subordinea Consiliului Local. Ulterior am aflat și puteți spune la primăria Bălcescu că serviciu în subordinea Consiliului Local nu primește avizul ANRSC-ul niciodată. Deci putem să ființăm serviciu și ne uităm la el. Crabo și Alibu nu au vrut și am mers pe forma juridică societate cu răspundere limitată care are administrată. Pe cei de la Unesco au luat Constanța, o firmă din Constanța. Da. Cât s-au chinuit, cât s-au judecat în instanță cu Blănarul și cu toți acolo. Vrei să facem acela Constanța, da. Și noi zicem că într-o lună de zile, zic, băi, se lucrează acum la ultimele racorduri, într-o lună, o lună jumătate, se dăm drumul la treabă. Am pus o întrebare... Da, e corect întrebarea. Și logică, este normal să ne punem întrebarea ce se întâmplă dacă. Da, mai... am mai luat o dată, dar atunci era cu totul altceva. Situația noastră a fost de pătrută. Urmăriți un pic, acum, la nivelul de prevenție. Și exact ce poate fi stil, da? Dacă urmăriți mentalitate de om și o să aveți timp la prima impresie, da? Cu mentalitatea lui domnul Vasiliu, care spune așa, stau și da, fierb vin la CAP și plătiți-mă, că eu trebuie să-mi mai asigurați salariul, trebuie să falimentez primăria, să-i dau lui domnul Vasiliu salarii de benzină și să vină la fierb sarmale la CAP. Nu? Deci cam este Florin, de repede să scoată postul la concurs și da. care câștigă. Nu luăm. Administratorul nu poate fi desemnat prin puterea Consiliului Local, pentru că e administrator al SRL-ului. De asta am pus și articolul 5. Care abrogă în parte prevederea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local 21 pentru că este altă formă asociativă. Vorbim de SRL. Nu mai este vorba de șef serviciu. Nu există în cadrul SRL-ului șef serviciu. Nu. Nici Gioseniu n-a primit, că a avut tot așa serviciu și n-a primit aviz la nerezice. Domnul Marcu va primi degeaba. Un contract de mandat. Da. Degeaba au. Adică care poate le închide. Asta e legislația. Iar salariul nu va fi suportat de Consiliul Local. Corect. Deci salariul va fi plătit de la firmă. Deci, primăria nu va cheltui niciun leuț. Adică răspunderea Consiliului Local este în limita capitalului social de 200 de lei, adică zero. Atât participă Consiliul Local cu 200 asta de lei pentru ființarea statului. Care se va întâmpla săptămâna, poate retrage, dacă vrea. De asta v-am adus aminte de articolul 1 din hotărârea Consiliului Local 21, care spune clar că firma se finanțează din venituri proprii. Dacă vrea să-i retrag primăriei, poate retrage fără niciun fel de problemă și... Hai, puneți la vot. Ce dacă... se va întâmpla în momentul când deci acționarul majoritar cu este? Dumneavoastră cu este raportul? Consiliul Local sau primarul? Consiliul Local și primarul. Deci conform atribuțiile sunt foarte clare aici. Există în primul rând în fiecare an eu sunt obligat să prezint Consiliul Local situația firmei, situația juridică economică a firmei cu indicatorii ăștia care sunt. Nu numai în fiecare an, dacă este o problemă, să zicem afară o problemă, eu trebuie să prezint atunci când apare această problemă. Pot apărea probleme, va trebui să zicem obținut un aviz la ANRSC, pentru care va trebui o hotărâre din Consiliul Local de stabilire la ceva. Atunci să împreună cu domnul primar vom face demersul pentru convocarea hotărârii din Consiliul Local. Pentru vor apărea diferite situații. În practic vor apărea pe care eu trebuie să le spunem spre aprobare Consiliul Local. În atribuțiile dumneavoastră de serviciu vor intra inclusiv intervențiile, pentru că intervenții pentru la ce nu? La rețea? Spate-o direcție. Pot face cu un contract de prestări serviciu asta... cu o firmă care are puterea să suporte așa. Cine o va plăti? Din banii din firma. Deci societate este cu autofinanțare. Adică din acel, să zicem, diferență, profit pe care teoretic, pentru că aceste societăți aparțin Consiliului Local, ele nici n-au voie, de fapt, să facă profit. Maxim 5% au voie cotă de profit. Adică ce rămâne din plata salariilor, după plata salariilor, după toate cheltuielile, acei bani vor fi pentru, ori de câte ori este voie, contract cu firmă pentru intervenții, contract cu jumătate din urmă pentru un tehnician în domeniu, pentru a asigura ori de câte ori e nevoie intervenție. Parte de sesizare, de reclamații, le voi prelua eu, pentru că am lucrat și știu despre ce vorba, și le voi prelua eu parte de sesizare, reclamații, iar parte pentru intervenție tehnică, vom angaja un personal de specialitate, o persoană de specialitate. Deocamdată am înțeles că fiind 500 de racorduri, pentru început 500 de racorduri, nu este atât de dificil. Când va crește rețeaua, înseamnă că vor crește și încasările și atunci vom putea discuta altfel. Deocamdată, la
anul ăsta, din ce am înțeles și din ce am văzut eu, se pune problema stringentă ca acea societate să fie avizată din punct de vedere tehnic. Adică să capete toate avizele și să funcționeze, să presteze legal. Pentru că imediat după ce, să zicem, eu voi fi numit, va trebui să supun spre aprobare contractul cadru prevăzut de legea 51, legea serviciilor publice. Va trebui întocmit contract de delegare a gestiunii, pentru că pe bucățelele alea care sunt în administrarea primăriei, acele bucățele de rețea de apă, ele trebuie predate conform legii acelui operator în administrare. După ce ele vor fi preluate în administrare, să zicem, în baza acelui contract de delegare a gestiunii, se poate trece la încasarea sumelor efective care necesită o plată respectivă. S-a angajat un casier pentru că gândiți-vă că totuși la 500, deja vorbim de 500 de racorduri, da? Nu putem estima un costum, dar probabil un 10 metri cub de apă, având în vedere că apa e mai ieftină ca în Onești, la proiectul cum este pus, apa e mai ieftină ca în Onești, deci este o chestie extraordinară. Probabil un 10 metri cub de apă pe racord, deci la 5.000, un 5.000 de metri cub de apă pe lună, sigur îl vei avea. Dintr-o diferență de preț vor ieși niște încasări, din care se vor suporta salariile și ce este necesar pentru intervenții și așa. Nu vă închipuiți că am să mă apuc acum să mă apuc să cumpăr mașini de lux, să cumpăr de 50.000 de euro sau să vă spun la acolo. Dar nu vă dăm voie noi. Nu, dar ca idee. Dacă adică, sunteți auto, nu puteți să faceți. Dar poate fără aprobarea noastră. Ca să vă văd problema, nu o secundă, domnul Marcu. Voi trebuie să vă dat și în bunte, și la serviciile anterioare, din primărie. Nu știe toate detaliile, putem va pleca la acest serviciu. Domnul Vali Palate va pleca altora. Păi da, Vali Palate merge cu bicicleta. Da. Va pleca cu bicicleta, notează la fiecare contor consumul. Noaptea. Domnul Putum, da? Ne lipsește în primă fază, și asta vom stabili împreună noi cu domnul Marcu, da? Un personal tehnic care se știe. Acum avem norocul, este o instalație nou-nouță. Corect. O instalație la care am făcut proba cu. Nu? Poate da, deci, că nu e o problemă. Poate să fie accidental, dar asta nu înseamnă să nu implică cheltuială. Dar sigur au fost meseriași bună acolo. Nu, dar fiți ferm convins că ăla nu va fi ca la Onești, sunt mai multe, sunt 60% pierderi. La noi pierderile vor fi spre zero, nu? Cam asta ar fi. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, dacă nu, să punem la vot, da? Noi suntem în garanție, da. Deci, îl angajăm pe domnul Mat. Da. Are o perioadă de angajare? 4 ani. 4 ani. Putem? O secundă aici, am și eu, și cam înțeleg unde bate domnul Florin, sunt de acord cu dânsul. O perioadă de încercare de 6 luni. Este bine. Ca după aia. 6 luni nu. Dar la Grindeanu, domnule, guvernul da 6 luni. Dacă guvernul României 6 luni. Doi ani. Ca să, deci să vedem că nu, 6 luni, nu, sunt vorba de aviz. 2 ani. Un an, domnul Romac. Nu luați în considerare în cât timp ies avizul la NRSC, că nu-l dă mâine. Da, nu. 3 luni. Nu-i vorba de nicio formă. 3 luni minim. Lasă că l-am întrebat la primar. Domnul primar, e vorba de un an de zile să pună la un an de zile, ok, un an să vedem, să vedem ce rezultate are. Barem 2 ani, barem 2 ani. Ok, 2 ani. 2 ani, bun. Deci o perioadă de 2 ani, da? Ok. La 2 ani, la sugestia domnului, da? Și votați treaba asta cu amendament, da? Ok. Cine este pentru? E foarte bine, știți că mai întâmplă. Eu m-am zis. Domnul 2 ani. Ține-mă, n-auzi. Dar nu e o problemă, democrația asta înseamnă. Poți să dați și te opui, care e problema? Pentru că sper să nu ajungă și societatea de la SRL, de la Gura Văie, cum a ajuns termenul, dumneavoastră aveți în cartea de vizită, aici văd că aveți în CD-ul acolo, ați spus că ați lucrat la termenul. Am mai contează motivația dumneavoastră, m-ați abținut. N-ați spus, ați abținut, dar domnul Marcu, gata, cum plungem prea mult și n-are văzut. Domnul Metonat, domnul Calin s-a abținut. Corect, nu ați putea interesează, asta o spunem în altă parte. Asta nu ținea, din păcate nu ținea de mine, pentru că au fost alți factori din afară, au fost din la București, deci nu vreau să discutăm, că ce s-a întâmplat. Hai, puneți la vot. Supărăm la vot. Domnul Calin s-a abținut. Cine este pentru, ca să nu mai lungim, cine este pentru proiectul ăsta? Cu excepția domnul Calin care s-a abținut, corect. Domnul Calin s-a abținut la propunerea domnului Florin. Nu. Și la proiect de hotărâre? Nu, la proiect de hotărâre m-am abținut pentru înființarea proiectului de hotărâre. Da. Deci inclusiv la prima.
Deci, ok, s-a afirmat ambele variante. Cu majoritate. Da. Proiect de hotărâre a trecut. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere dintre Comuna Gura Văi și firma din curs de înființare serviciului public local de gospodărie Comuna Gura Văi, SRL. Da, vorba, președinte, era să aibă un spațiu unde se funcționeze pentru a primi... Vă și spun unde va fi. Postul se dă teatrul acolo, vinul landeze, ne fac porțiunea în care va fi făcut, ne fac gratuit. Carnet de medicină medicului de familie, nu mai poate funcționa la etaj, persoane cu grad de handicap, bătrâni nu pot urca. Nu va mai primi autorizare și mutăm rapid. Pe 20 iulie vor veni un grup de olandezi, 20 de olandezi. Într-o lună de zile ne-au promis cu termopanele, fac absolut totul și efectiv vor aduce și echipament medical pentru doamna doctor să o mutăm acolo. Ei, aripa e la altă, nu o să putem lăsa așa, eventual într-un spațiu vom face o frizerie ceva și vom da sediu pentru alimentare cu apă. Eu aveai este numărul 857? Da. Sediu, și un atelier acolo, că, probabil... Normal, dar nu se vede numai birou acolo. Dacă ați observat și ați trecut zilele astea pe acolo, fără fondul la primăria Comunei Gura Văi, efectiv eu cu domnul viceprimar suportăm, dăm și mâncare la băieții acolo, am băgat în fântână cu două pompe, am primit apă, am decolmatat-o, deparazităm, am dat cu javel și cu ăsta, deci scot pentru așa, și băgăm și apă până la limita de intrare în clădire. De acolo vor face ei cu ghiuvete, tot ce înseamnă, rubine, tot ce întreabă, da? Și asta... Și vor trage apă și din fântână și din rețea? Din fântână și de la rețea. Păi, intrați, în conflict cu, intrați în conflict cu domnul administrator. Nu intru deloc. Fântâna nu plătește nimic, are hidropor separat. Vorbim serios, da? Acum aveți le dai apă. De la fântână. Asta cred că i-a trebuit un capac pus de beton. Am cumpărat și capac, mulțumesc. Am cumpărat capac de aluminiu, nu pot să vin acolo olandezi și o să mă uit. Voi vorbi fântâna. Gardurile vopsesc, am făcut acolo. Acolo poate lua apă de acolo să pui în vin. Da, le pune și un locățel, nu pot veni olandezi și o să stau acolo și se uit în fântâna acolo, în tot felul din măgări și zic, doamne, vine eu din Olanda să strândesc fântâna. Nu, am făcut-o noi, va fi țiplă când vor veni ei, le asigurăm toate ce înseamnă. Și chiar oamenii de ajutor social, vreo 6 oameni care vor trebui să manipuleze pe acolo materiale, dacă e, îi vom plăca în salopete, să fie... Arătăm că chiar dacă sunt astea mai scurte. Dacă cu băutura n-ați zicea unde ești. Atunci vă rog, domnul, dacă ridicați problema așa, vă rog să stați lângă ei dumneavoastră, dar să stau eu. Nu mai ridicați problema ca pe șanți. Eu pe șanți sunt sătul cu ei. Le dau și de băuri, dau și mâncare și nu te dai. Tu trebuie nu fac. Tu trebuie nu fac. Ia că fac. Hai să puneți la vot. Ia că fac. Am înălte de ce trebuie. Dacă nu mai sunt întrebări? Nu. Nu mai, dar doar să o vrem la magazia și gata. Ok. Trecem la numărul 5 și cred că asta are 5. La punctul ăla mai are efect? Nu mai are, dacă dânsul n-a votat în fiind. Mai trecut la numărul 5 și pun la vot. Pun la vot. Pun la vot, că asta ne interesează. Numărul 5 și pun la vot. Ia dă mă, de aici votează. Deci să abține domnul Cali, că nu vrea bani. Dacă nu votați, a ținut la toate, poate nu vrea nici bani. Ia direct cu ea. Ce? Hai prezintă numărul 5, domn președinte. Nu, dar ceva... Deci stai un pic, aici dăm cu titlul gratuit? Nu! Păi aici e problema. Pățim ca acum și cu bancomatul. Nu, domnule, nu se dă cu tita, nu e... Păi, asta, păi eu n-am pățit odată. Nu veni cu tate, cu tate, n-am voie gratuit. Nici un centimetru de voie. Metru pătrat, evaluare, da. Așa. Facem așa cum facem și la grad, la orice. Deci ca să clar, știe toată lumea, să nu... Se știe clar, menționați în procesul verbal, nu se poate da cu titlul gratuit. Este trecut. Am trecut prin asta. Da, este trecut, este trecut. Deci nu va fi... Nu va fi cu titlul gratuit. E bomba în zonă. Banii dau eu, îi dau la nu contează, nu e vorba că... Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizației din Consiliul Local, cu cât mare a majorării indemnizației primarului. Cu 30%, domnul. 30%. Nu contează cu cât ședință, la cât ședință vii. Cam cât ați făcut o estimare, cam cât ați făcut. Domnul primar, cu cât spune suma ca să știu suma. Cu 30% din salariul primar. Acum nu este de prevedere legală, luna asta. O să vă bucurați conform legii doar până la intrarea în vigoare a legii salarizării. Deci posibil să fie o lună sau două, maxim. După, aia, după aia, care o să vină cu alte prevederi care o să fie aprobate. Și dacă intră la întâia mare, să fie mai mult, fie 6 luni. Domnule, bucuria dumneavoastră. Și este un drept legal. Problema e că de ce nu luăm de urmă? Sper să nu vă abțineți chestiuni de legal, domnul Cali. Pune problema, primarul. Cine se abține? Acum, cine luăm de acum? Da, în principiu este televiziunea voastră cu mențiunea pe care o fac și eu și o faceți și dumneavoastră.
ca noi să ne îndeplinim mandatul și să rămână ceva în urma noastră pe comună. Asta este importanța. Trecem la vot. Pune la vot. Ai pus la vot? Ai votat? Dar se abține cineva? Domnul Marcu. Eu votez. Vă mulțumesc. Toată stima. Doamne ajută, da? Nu mâine, că mâine abia avea vizul la prefectură. Nu, nu, veniți mâine ca să... Veniți dimineața, da, semnează. Bun. La diverse vă rog să vă scrieți. Vă rog să la sunt pregătit să dau răspunsuri. Poate mă ajutați la achiziții publice o leagă la... Hai să luăm de la dreapta la stângă. Da. Domnul Vice. Doleanțe, vă rugăm. Domnul Vice, n-ați să ridice. Dânsul le rezolvă. Dânsul dă răspuns. Domnul Sandu. În general, sunt mulțumit că s-au apucat de treaba acolo, zona mea. Da. Nu e ceva. Ți-ai luat drum și tu, Leva. Nu mi-a luat drum, domnul. Când a venit apa și m-a gândat pe mine, stătea la bloc. Nu stătea. Păi, stare să-mi cumpăr un bloc. Păi, tot în continuare. Nu mai luați discuții contradictorii. Da. Deci, ok. Acolo vom termina drumul ăsta. Până, dacă termină seara asta, mă îndimineață, fac o mangă de beton. Vreau să vă informez că... Cu Betive, că ai făcut, că ai spus că Betive acolo pe marina așa, cu ei. Chiar cu ei am lucrat, să știți. Am zis, i-am chemat, îmi dat zis eu. Până la ora 7, n-au văzut în gura băiei acțiuni din genul ăsta niciodată. Trebuie să faci ședința acolo. Da. Uite, păi imaginea șantru. Aici am un microfon acum, Vasile, merge să vedeți, sunt sigur că vă place. Vă spun că domnul viceprimar a pus bani și v-a scris din Iarmarul pe banii noștri. Tot vă mai spun că e nevoie de cuie, de sârmă, de ce mai e acolo mâncare și costelităm tot noi. Dar ca să știți că le-am putut, vă rog frumos, veniți cu un chil de brânză dacă aveți sau ce vreți, mă bucur că urmează de la voi, sau un bidon de bere, sau le dați suc sau cafea. Ca idee, să nu mai discutăm contradictoriu, vă spun că va rămâne. Am lărgit pozițiile, nu va mai inunda pe nimeni zona aia. Și același lucru, același lucru vreau să-l fac și la Neculaitinei acolo, că e plin o sărupă. Tu mai, chiar lângă casa lui Sâlui, de la doamna Mata, și principiul bun, acolo cel mai periculos. Sigur, mă bucur că știți. Același lucru vreau să-l fac. Am pus băieții de la ajutor social de la Temeria, pe urmă cu Marius Vișan, să-mi sape șantul la unde n-au mai fost de copii. Să l-am terminat. Tot șantul, cu o frag de aici al mut acolo și taluzat. Da? În aceeași ordine de, dacă a sesizat, am făcut drumul până la, pe Bahna, până pe la pădure, da? Am făcut pe partea asălaltă Temelia toate ulițele. Da. Motocestul. Motocestul tot, toate ulițele, inclusiv ieșirea la Islaz. Vom continua, la Păltinat am terminat cu un pod, am pus niște trimunduri acolo. Vom continua la ordinea urgenței, budul excavatorul, după ce reparăm și basculam, dacă mi s-a luat ceva la un cardan eu. Tragem pe malul apei, el bade de nebunești până la jumătate. Asta e mașină de asfalt, dar noi tragem de-a ca de un câine. În principiu, nu. Bun. Vom merge capăta, să facem acolo Dumbrava la Luăzi, nu ne v-am promis. Domnul viceprimar, o parte din cofrag va merge la Șipot acolo, la Munich, am promis-o. Mâine dimineață, mâine domnul director, sau poate chiar și altă pamiază de la GAL, mergem la Dumbrava, la drumul spre Maria Manea, iar la Sintelul și acolo. În principiu, cam asta ar fi. Unde mai sunt probleme? Vă rog să vi le notați și să le ridicați. Vom relua inclusiv la Păltinata, că acolo am muncit cam puțin anul ăsta, între cele două podețe, la Pârâul Mare, vom înălța acolo, vor trebui cel puțin 150 de basculante din Pârâul Mare, da? Să înălțăm la nivel, că acolo niciodată să nu mai... Și iau un calcul, domnul Florin, că acolo personal pe dumneavoastră vă privește că cetățenii de acolo, din Pătrânata, atrag de dumneavoastră, iau un calcul, domnul, nu mai vorbiți acolo. Dacă mă întreb, nu pot să-mi țin logo-s-o aici așa, da? Iau în considerație să, lângă alea două tuburi, de lângă Părintele de sus, la casa, din coațele avem pe Lea Mari care l-a montat cu Macaraua, iau în considerație să mai vin cu un tubuleț, că acolo e posibil să nu asigure când vin viitor și torenți foarte puternici. O ia pe lături automat. Da. Vreau să iau să o facem tot anul ăsta. Deci asta a luat o căie de bună. Ce vom mai face? Și cu basculanta vom urca oamenii la ajutor social, cu drumul cu topoare, cu ferăstraie, și cu burdo, să săltăm cu olea, cât cu o centură prins, să săltăm, să tăiem toate crengile din cauza cărora nu mai pot intra nici și cu mașinile de gunoi. Dați-a luat-o cât de curând în considerație și cât mai rapid.
Sper ca până pe 15 iulie să facem operațiunea asta. În rest, v-am spus, aștept de la dumneavoastră sugestii. Să veniți cu propuneri concrete și le facem. Da. Dacă mai sunt probleme. Să auzim. Niște bani de la Pășunii. Și am zis că facem ulucile acolo sus. Am promis să vă spun ce se întâmplă. Acum l-a luat un contabil în dinți. Zice că trebuie să facem iar de prioritare, iar o să facem proiect de hotărâre, facem, dar facem la următoarea ședință. N-am mai avut... Trebuie un proiect de hotărâre făcut de 5 consilieri. Sunt de acord, am ridicat problema cu domnul contabil. Contabilul și bine, face el ca un proiect. E bine că strânge de bani. E bine, nu. Nu-i fac care reclamație, dar e bine. Dar trebuie făcut și cum trebuie. Ca să nu... Trebuie proiect de hotărâre. Vă rog mult, un grup de consilieri, proiect de hotărâre. Am promis că sudăm. El a zis că îl face, noi îl semnăm. Am promis că sudez barele alea la sosea. Mi-a promis că știu că bunele, acum se simte cam rău. Îi dau generator să sudez alea acolo. Nu mai lua din ele, dar trebuie le prins. O rezolvăm necondiționat. Și cu toate că s-o investi ceva la apa aia, nu mai vine apă, domnule. Uite, oamenii ăștia cu animalele suferă, dar... La abia la apă, o luăm de la început. Bățele și dezastru. O luăm de la început să vedem pe traseu. Da, undeva. Ori s-a spart? Că s-a spart, am văzut unde ieșa apă. Mergem acum. Ori, da, ceva nu ieri și trebuie verificat. Asta e, într-o jumătate de zi, s-o rezolva tot. Vin acolo. Păi, trebuie văzut, acolo cândva era întrerupt, că o mers apa în altă direcție, da? Trebuie fixat de fapt. Nu fac, și gata. Nu fac din nou. Iau eu băiatul care face la alimentare cu apa aici, vin cu el, așa, mi-a venit, o pus și... cu mea dimensiunea, cu mufe și facem. E da. Bine ca să-i capă. Ca să vină apă, că... Nu mi-o notez aici, că nu mai am atât, notez, atât. Dar considerați că am luat-o așa da. Pe agenda noastră la... Toată-l cu domnul. M-am o propunere la dumneavoastră. La 41 sfert am așa un hobby al meu sau și eu, din cauza anilor nu pot dormi. Că la 3 jumate, 4 nu mai pot dormi și mă uit mereu pe fereastră. La 41 sfert e lumină afară. Deci dimineața n-am mai dat drumul la, la public, economie. Haideți că acum pe la 9 jumătate, 10 fără un sfert, este ziua. Haideți să luăm lumina și seara. Vă cer da. Așa, ca idee, vă dau o sugestie. Să prinde prea de grabă. Da, să prinde la 8 și... La 10, știi, la 9 jumătate s-a prinde. Țineți cu ani. La 10, fără ceva, la că s-a prinde. Mai de grabă. La 10, la 10, singurul de la brutării care s-a prinde fără 10. Bun, cum procedăm? O luăm și astea două ore sau... La 10 până la 12. O lăsăm de la 10 la dar, mai reglăm o dată domnul Culiță, apelez la bunăvoința dumneavoastră și... La continuată trebuie reglat că s-a prinde, cred că pe la 8. Doamne ferește! Da, e de grabă. Da, dar și aici prinde pe deal, de grabă tare. Domn Culiță, deci sunt promis, da? Da, că sunt. Răspunsul este clar. Putem în seara asta. Putem în seara asta. Deci că nu ești jumătate. Putem în seara asta, te sună exact cum ești jumătate, că de grabă s-a prins de lumină afară. Așa cum o trebuie, ce depinzi de mine am putut. Culiță, faci la care merit, la care merit. Rezultatele. Care vezi că nu merit strică. Ar mai fi două probleme. Părintele, nu o secundă, părintele de la Păltinata, face o casă praznicală. Inițial și părintele Moral vrea să facă. Au apelat la mine, ei cred că e o zi de becare. Sincer, am destui care îi hrănesc pe acolo, pe acolo. Cu mult drag fac. Eu ca om mă duc și dau și eu. O mie de lei dau și eu ca om. Facem o adresă? Dar, să luăm în considerație că cele două biserici poate reușim. Este și în interesul comunității, nu-i pentru noi. Poate și noi vom avea rude ca să depunem acolo, știu eu, cei care părăsesc această lume, după alte simt mai necăziți, mai costatea de a face... Mortoară sau praznicală? Ca să praznicală și... Mortoară. Dar se pretinde un european. Prea mare, nu putem face. Dar măcar în prima fază, ca să praznicam. La Pomară, nu știu. La Dumbrava și la Păcinata. A fost acolo, părintele. La biserica de la aici, de la Părăbăie, de aici nu are, de la Pădrășcan. Au pornit mai din timp, nu au fost fonduri. Au fost, asta este. Luăm în considerație pentru ședința următoare și aștept propuneri din partea dumneavoastră. Dar domnul Pațărul, domnul care... Intervenații individuale, nu primă pări din Consiliu, îl rugăm la voi după aceea bani. Vedem și procedura legală, dacă este posibil, da? Așa cred că e cel mai corect, prin donații individuale sau personale. Hai, domn președinte, iau mai departe. Să... Da, să te rog, domnul Calici, ca să... Deci hai, sunt, da, de acord, sunt de acord, dar nu pe hotărâri de Consiliu, pentru că pe hotărâri de Consiliu riscăm să dăm bani înapoi după aia, pentru că nu știu câte legalitate va exista.
prin, prin donații individuale, sunt cum n-ai luat de firea de 2 milioane de euro sau 10 milioane de euro la catedrala neamului și eu nu pot să dau 5.000 de lei la o casă în care sunt tot oameni de sat. Haideți să vedem, o să vedem. Deci nu încercați modalitatea legală, da? Așteptăm în restul 3 ca să putem face rectificare de buget în sensul ăsta, pentru că primele două trimestri nu se voie de să faci rectificare de buget. Adică facem prea multă economie, prea mult bun simț. M-a sunit cheltuiți pe toți, mai aveți fiecare. Dismuim și banii ăsta, vedeți că nu am cerut niciodată nimic în plus. Întotdeauna am zis tăiem și facem economie, fiindcă știți și de ce. În aceeași ordine de idei, chiar când este ceva pentru interesul comunității, chiar cred că și nu mă fac, doamne de fală, dar un 5.000 de lei la o biserică, nu înseamnă mult, dacă bine că după mântirea. 5.000 la una înseamnă 10. 10, dar și propuneți altceva, străcăm biserica și să-i facă o străcură una pe alaltă. Nu, dacă veniți cu alte propuneri, eu v-am spus, din partea mea, ca persoană fizică, eu 1.000 de lei dau să spuneți. Deci dumneavoastră face ce vrea. Domnul Florin Grigore, spuneți-o. Domnul Ioan, știți că mai de mulți ani mai spune o treabă asta cu la temelia acolo, la pod. Nu e vorba de mine. Ceea ce se face acum, pentru mine, practic oamenii spun că eu intenționez ca să pună acolo umplutură și să așa, să demolează casă. Știți că oamenii își construiesc toți, să aruncă pământul, ce rezultă de la demolări de acolo, acolo în spate, la mine. Deci, nu, pentru mine, așa, nu prea e bun. Să vă spun de ce, trebuie un pic curățat din partea podului. Pentru... Răspunsul fiind, dar pe loc nu mai spuneți. Eu buldo excavatorul pe șenile de la domnul. Mă rog, domnul Florea, domnule, dă 10 ore buldo la dacă vin cu cupă mare, în 2 ore se face acolo, eu de la, casa aia care se ia pe rău, da, domnul. Pe mine nu mă afectează, din contra, pe mine niciodată nu mă afectează în forma asta. Dar ușor, ușor tot rupi din partea cealaltă. Și nu mai e apa pe... Așa este, nu mai vine. Deci trebuie curățat. Exact, mute altea. Absolut. Încă un lucru este posibil. Și nu că este posibil. Să știți că o fac necontonat. Îl luă cu trailerul, aduce acolo și de acolo să plece la Păltinata pe Pârâul Mare și acolo tot cu ăsta mare. Când te duci cu ăsta mare, lucrează ăsta cu cupă de lucrurile. Da, e ok, e foarte bună propunerea. Da. Converge pe ceea ce am vrut și noi, că l-am zis că aducem excavatorul mare acolo, să se apie ăla, când poate să rotește pe loc, eventual băgăm și la... și din coace la apostol. La apostol că sigur că dacă ăsta mic nu ajunge. Ăsta mic nu ajunge, va mai sus acolo. Da. Și e ok, da. Am avea 3 puncte de lucru. Da. 10-15 ore. Nu, 3-4 zile, nu poți. Cât o fi? Cât de repede mișcăm, da. E ok, nu. Promit că da. Poate chiar săptămâna viitoare, că ăștia nu vor mai avea de lucru. Aici, Cora Mare. Și mutăm acolo. Da. Altceva? Domnul Guriță. Nu. Domnul Roman, la urmă, domnul președinte, da. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Firma care deci DMC-ul are o lucrare determinată undeva și a luat oricum s-a tot oameni. A încercat cu altă firmă, i-au dat rabat la calitate, noi am întors înapoi, da? Nu pot accepta treaba asta, că dăm cu susemnatul și peste ani. Se vor începe să nu promită, vă dau răspunsul mâine, că-i sun iar. Ei, în momentul, în câteva zile vor termina lucrarea acolo și comasează toți aici și vreau să termine. Deci, ca să știți un răspuns corect. Adică am încercat, eu am sunat mereu, domnule, nu este corect să întrerup lucrarea. Nu este corect ca oamenii să vadă că nu se lucrează în primăvară, când pot să lucrezi 10-11 pe lucrurile acolo, da? Lucrau asta iarnă și nu lucrezi acum, dar au spus exact ceea ce vă spun și dumneavoastră, domnule. Terminăm lucrarea acolo și comasăm aici o grupă mai mare de oameni, cu tot ce înseamnă greșe, faianță, da? Regim și tot așa. Domnul Oteanu, dacă aveți ceva de spus? Ce să domnul Carin, domnul Panțăru? Domnul Tătaru, poate la telefon? Eu zic că podul ăla la motociști ai fost să rezolva cumva? Am fost la trebitază, da, le toate. Ai văzut că ai fost acolo, da? Drumul 2, nu, unde văzut de pot. Trebitază, toate, toate, deoparte și băgat un stil. Băgat ceva ca altfel, dar vezi, tot s-o... Căutăm o stil, că neva să-l pune de partea de... Ca altfel cedează. S-o cam cedat un pic. Noi când am pus dalele acolo, piste el, a fost și viață, palasă. El a dat s-a dus. Și el a venit dar le-a pun jos. Trebuie un stâlp neapărat, fără stâlp nu face nimic. Nu faci nimic acolo fără. Păi punem un plutor. Păi nu punem înapoi un plutor, a fost Costel până pe baltă la până la Mihai, la Cotian, da?
Au îndreptat totul. Că domnești la... Păi bine, da, domnești să te apărți din spate. Da. Dacă nu mai sunt probleme, chiar dacă mai sunt așa, eu am spus domnul primar. Proiectul hotărâre, am spus-o. Am luat decizia odată, nu pot face pe barba mea. L-am pus aia, sunt bani care trebuie să făcut cu rectificarea de buget. Deci, proiectul hotărâre, 5, păi, dumneata... A rămas discuția că de la domnul păi, Pașu, că da, da, proiectul hotărâre și un proiect tehnic. De acolo... Iau bani de la Pășunici. Dar trebuie și acolo proiect. Acolo? Am zis că nu trebuie. Deci, noi putem să îi dirizăm doar spre sectorul investiții. Nu pot reabilitare. Dacă era reabilitare sau știu... De-ați vădea, dar la fel nu merge. Da, domnul Ungure. Trebuie să fac o precizare ca să fie clar o treabă. Televiziunea noastră, deci, vine și filmează, în primul rând, nu e vorba de bani aici, e vorba pentru informarea cetățenilor. Să știți că toate partidele sunt avantajate prin prezența noastră. Vreau să vă spun că în acest moment noi nu primim niciun ban de la bugetul local, deci să fie foarte clar. Domnul primar împreună cu domnul viceprimar au vrut să ne ajute și noi eliberăm chitanța, am adus chiar asta și factură și dânsii ne ajută cu combustibilul și ceva pentru cameraman. Rugămintea și insistența a fost mai mult din partea noastră, pentru că noi considerăm că dacă tot în jurul nostru, în toate localitățile, în toate comunile filmăm, noi la ora actuală avem peste 30 de OAT-uri unde filmăm, am deja 15 cameraman și așa mai departe. Vreau să vă spun că venim cu draga și la dumneavoastră, sunt dezbateri utile, e un consiliu local pe care eu îl respect în totalitate și mulțumim domnul primar ca să fie clar. Sperăm, poate de la 1 ianuarie să mai dea dânsul din buzunar, să facem nouă cerere la anul eventual ca să 80 de euro nu e o sumă, noi n-am mărit-o de 2 ani de zile, e o sumă simbolică. Deci ca să știți, nu pe mandatul meu, domnul meu, până scăp cu drumul de la rotunda, aveți cuvântul meu de onoare, fac cu recitanța, pare persoanele să rezumați aici. O am acolo, acum vă adu, da? Eu plătesc. O da Dumnezeu, mi-a omorât guvernul Grindeanu. Da. Mi-au mărit și... Dar mă rog că ați avut un guvernul. Am de unde să plătesc. Acum a venit că vreau să plătesc. Eu la domnul. Am președit. Da, deci am văzut primar. Păi îl așteaptă domn director. Vă așteaptă domn director. A plecat, a plecat. Da, să cam. Mă înțeles cu dânsul mâine. Mulțumim tuturor. Noi vă mulțumim, domnul Ungureanu. Este normal că așa este bine pentru transparență. Da, și vă asigurăm că nu tăiem din ședințe, noi nu facem lucrul ăsta. Nu tăiem din ședințe, tăiem din montaj. Nu, nu există. Dar știți, se poate întâmpla când schimbă caseta 30 mai secunde. Fie sau... Da. Nu. Am avut și situația, s-a întâmplat, domne, chiar n-a mers camera, dar se întâmplă odată la un an, Doamne ferește. Dar să știți, în general, e bine să aveți încredere, nu ce scrie pe internet, că avem și noi concurența noastră care au tot interes să spun, nu, că e situația asta trebuie să împărți dumneavoastră. Puteți verifica la celălalt... concurenți, ne filmați mereu. Da, puteți vedea la celelalte OAT-uri să vedeți că și este un schimb de experiență și pentru dumneavoastră ca și consilier, să vedeți pe anumite teme cum dezbat în alte localități, cum... Noi ne bucurăm foarte mult și mă simt bine chiar noi la un șpriț. Acum nu spun unde, dar mă duc la un consilier. Dăm ca să știți că noi, dacă mă invitați, dumneavoastră, ce mă invit? Ia să vă văd de un șpriț, mie și eu cu dumneavoastră. Ca să nu credeți că sunt incoruptibil. Cât am alergat azi, astăzi nici...